Sănătate și bine ai revenit printre amatorii lui Crypto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. CEO-ul Binance spune că Olery este un mincinos. O bancă a închis și a golit conturile unui utilizator din cauza depozitelor anterioare făcute prin transfer către FTX. Crypto.com a primit licență de plăți de la Banca Centrală a Braziliei. Fondatorul Cardano se pregătește să fie jenat dacă zvonurile privind soluționarea Ripple nu se împlinesc azi. Jack Dorsey a donat 14 bitcoin în valoare de peste $240,000 pentru proiectul de rețea socială descentralizată noastră. Oamenii din Africa îmbrățișează bitcoinul fără internet folosind telefoane simple cu funcția de SMS. MoneyGram sprijină partenerii de la Stellar Ore cu privire la lansarea Stellar Aid Assist, un prim sistem de plată a ajutorului bazat pe blockchain, ce furnizează fonduri de ajutor rapid, accesibil și eficient persoanelor aflate în criză. Infrastructura pieței din Africa de Sud, Samos, este disponibilă acum ISO 20022. Utilizatorii din Statele Unite ai portofelului MetaMask vor putea să-și financeze portofelul cu Ethereum prin PayPal. Cam atâtea în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.